Doi tineri care plănuiau nunta de un an au anulat totul de rușine după ce tatăl celui care ar fi trebuit să fie mire și mama miresei au fugit împreună. În ciuda situației cât se poate de stânjenitoare, membrii familiei au trecut peste orgolii și au declarat dispăruți pe cei doi. Seniorii îndrăgostiți se știau din copilărie, fuseseră vecini și prieteni și chiar avuseseră o relație în trecut, însă femeia a ales pe altcineva de soț. Se pare că peste ani dragostea lor a reînviat. Totul a culminat cu fuga lor, care a șocat pe toată lumea, mai cu seamă că protagoniștii sunt niște oameni respectabili. Cel care ar fi trebuit să fie socru mare era afacerist în industria de textile și imobiliare. Mai mult, este și politician. Dispariția ambilor a fost raportată la poliție de către familiile lor. Toată lumea este însă convinsă că cei doi dispăruți au o aventură.